Două gospodării țărănești din nordul Republicii Moldova au accesat deja bani din creditul polonez destinat fermierilor. Valoarea împrumutului se cifrează la aproape 3 milioane de euro. Din acești bani va fi renovată ferma de porcine din raionul Florești, iar la Bricene va fi construit un complex frigorific. Până acum au fost recepționate 18 dosare în valoare de 20 de milioane de euro. În lucru se află 10 dosare în sumă de 9 milioane de euro. Banii din creditul polonez sunt ca împrumuturi în formă de echipamente, utilaje, schițe de infrastructură pentru proiectare în agricultură și industria agroalimentară. Sumele oferite sunt cu titlu de rambursare în rate pentru o perioadă maximă de 12 ani, dintre care primii trei ani reprezintă perioada de grație. Gestionarea creditului va fi efectuată fără implicarea sectorului bancar. Rata anuală pentru acest credit este de 2%.